Suntem în alergarea permanentă după vreun obiectiv. Muncim, planificăm, ne străduim și punem tot efortul. Dar te-ai gândit vreodată cum ar fi să ți atingi toate obiectivele? Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanță. Și data fiind că performanța în sine este un fel de obiectiv, de asta vorbim astăzi. Ziceam, suntem în permanență, într-o permanentă alergare după ceva. Dar te-ai gândit vreodată, am întrebat, cum ar fi să atingi într-adevăr toate obiectivele? Pentru că experiența mea este că nu suntem deloc buni să alegem obiective potrivite. Este o temă pe care deja l-am abordat de multe ori. Pentru că de multe ori alergam după ceva care ne-a impus din afară, ne-a sugerat de media, ne-a sugerat de societate, dar nu e ceva pe care dorim într-adevăr. Dar chiar dacă este dorința noastră cea mai profundă, cum ar fi într-adevăr să o atingem? Și dacă te gândești sincer și nu întâmplător, în programarea neurolingvistică este un procedeu care se numește control ecologic, adică să verifici într-adevăr ce se întâmplă dacă chiar te-ai atinge vreun obiectiv, pentru că de multe ori, unu, nu ne dăm seama că orice obiectiv, prin definiție, aduce cu sine niște aspecte neplăcute la care nu ne-am gândit. Vrei să devii președintele unei țări, dar apoi trebuie să mergi mereu pe stradă cu escorta. Vrei să devii o vedetă, dar apoi ești urmărit tot timpul de paparazzi. Este, în fine, orice obiectiv, pe cât de frumos, orice situație, are desigur niște aspecte negative. În momentul în care noi alergam după obiectivul respectiv, ne fantazizam toate parțile frumoase și când ne trezim la realitate, descoperim că este niște aspecte la care nu ne-am gândit, că nu sunt deloc plăcute. Chiar în afară de acest aspect, e și un alt lucru interesant, că dacă te gândești la obiective cele mai mari pe care desigur le-ai realizat, în momentul în care le atingi, ai un moment de deziluzionare, adică un pic de euforie pe moment și apoi intră bine și. Pentru că, de fapt, un filozof a spus că niciun obiectiv, nicio realizare omenească, nicio catedrală, nicio operă de artă, nimic poate să rezista la o simplă întrebare, adică și ce dacă? E, într-adevăr, asta pune în discuție tot sistemul nostru cu care ne se bate la cap despre alergare după obiective, despre fericire, despre de ce atâta efort. Adevărul este că noi avem nevoie de obiective și nu avem deloc nevoie să le realizăm. Adică noi avem nevoie de obiective ca un far, ca ceva care ne ține îndreptați într-o direcție. Suntem ca oamenii pe bicicletă, dacă ne oprim, cădem. Dar ceea ce contează, cum spune ceea ce este acum un clișeu, ceea ce contează într-adevăr este călătorie, nu destinație. Pentru că la un moment dat, dacă într-adevăr ajungi la vreo destinație, călătoria ta s-a terminat. Deci nu asta este ideea. Atunci, eu cred că ar trebui să scăpăm, deja l-am spus în alte ocazii, dar îl spun încă o dată, în loc de a ne focusa la obiectivul în sine, trebuie să ne concentrăm la identitate, la omul pe care trebuie să devenim, pentru că e singurul lucru important. Obiectivele în sine nu sunt decât niște preteste. Cum te poate confirma oricine atinse într-adevăr
realizare mare, ai devenit președinte unui țară, ai luat un premiu Nobel, ai câștigat un Oscar, bine, evident, ai o numită bucurie pe momente, dar apoi nu e cel mare lucru. Ok, am bifat și pe asta. Tot ce contează este tocmai cine devii, cât ai crescut, cât ai evoluat din punct de vedere spiritual. Tot restul sunt doar aspecte secundare. Deci, e super ok să alergi după obiective, pentru că avem nevoie de asta, să stăm în echilibru, dacă nu cădem. Dar nu merită deloc să dăm vreo valoare emoțională la aceste obiective, pentru că nu l-au. Adică cineva a spus un clișeu banal că banii nu aduc fericire. Evident, pentru că nu la asta servesc banii. Dar nici un obiectiv o să aducă fericire. Dacă aștepți un obiectiv să fii fericit, poți să fii sigur că nu o să fii niciodată. Deci, concentrează-te pe omul pe care trebuie să devii, pe care, de fapt, pe omul pe care deja ești, dar încă n-ai scos la evreala, și o să vezi că o să fie mult mai bine. O zi bună în continuare!